atât în amintirea bunului prieten din copilărie, Ion Petrovici, cât și în amintirea colegii acestei fete care a recitat frumos și în amintirea tuturor celor apropiați fetelor noastre pe care noi îl cunoaștem, în amintirea celor care, dacă ar fi trăit, ar fi fost aici alături de noi. Merge vorba de răposatul domnul Bostan, de Ștefan Rotaru și de mulți astăzi, alții, haideți astăzi, Moroșan, să le facem un moment de reculegere. Vă mulțumim. Dumneavoastră intrați aici pe ușă și noi vă admiram cu multă plăcere. Iată, floarea intelectualității din Bucovina s-a adunat astăzi aici la Herța pentru Vasile Pipu. Nu avem o scară de apreciere, vă prețuim pe toți și acum vă așteptăm cine și ce dorește, cum dorește să vorbească despre domnul Vasile Pipu. Așa să se desfășoare evenimentele în continuare de la sine prin noi. Baronul 14. Dumitru Covalciuc întâi. Domnul German v-a luat deja inițiativă. Bună seara, onorată asistentă. Domnul Vasile s-a transmitit cele mai bune felicitări din partea a lui Pământean, care tot e din Oprișeni, asta președintele Consiliului Regional Ivan Muntean, care astăzi e în concediu, dar m-a rugat să vă transmit cele mai frumoase felicitări din partea lui. Acum am avut o mare plăcere în viață că vreo 6 ani împreună am lucrat aici în Herță, împreună cu domnul Vasile, eu fiind șef administrației, el redactor șef la gazetă. Ne-am împăcat unul pe an, dar ne-am înțeles din jumătate de cuvânt și de două bucățări de pâine. Și de gram tot. Ei, băie de aur, uite, acum vreau să spun domn Vasile că de acum chiar sunteți în zenitul și în floarea vieții. De acum să începe viața. Îți doresc din partea mea, din partea familiei mele, mulți ani, fericiți, voie bună, sănătate la toată familia și cum se spune, cu aceasta să nu te invitiți și cu altă carte să vă înnoiți. Mulți ani! Domnul Vasile Tărățanu, suntem bucuroși să vă ascultăm, deși ați fost deja... cu toată stima, veniți dumneavoastră. Domnul Mircea Ludic, poetul, veniți încoace, mai aproape de Mircea. Nu am văzut că v-ați ridicat. Nu, poftiți! Ieșiți împreună. Doi poeți se arată foarte frumos. Da. Dragi prieteni, dragă Vasile, dragă întreagă familie Băcu. Vreau să spun că ne-a adunat în aceste clipe bunătatea, blândețea care îl are domnul Vasile Pucu în tot ce face, poezie și în activitatea de președinte a Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu. El știe nu numai ca să organizeze manifestări, dar și după ce acestea au loc să pună mâna pe mătură, pe o cărpă și să facă curățenie acolo în societate. Este un om care nu se rușinează de orice muncă spre binele societății. Da, dar eu spun că ceea ce face, iată, l-am prins nu o dată, dar de 10 de ori, de acum târziu, făcând ordine societate. Și
prin acest fapt, el și-a câștigat, anume, prin simplitatea domniei sale, prin capacitatea lui de muncă, prin felul de a sări întotdeauna în ajutorul celorlalți care au nevoie de sprijinul lui și prin aceste calități și-a câștigat autoritate în rândurile noastre ale tuturor și nu numai autoritate, ci și respectul și, dacă vreți, pot să spun, simpatia și dragostea de frate a tuturor celor care sunt alături de domnia sa. Îl felicit din tot sufletul pentru faptul că până la urmă s-a hotărât să-și adune aceste versuri într-o plachetă, pentru că aici se vede de acum munca lui și nu care cum a fost împrăștiată prin diverse publicații. Felicitări, domnule Vasile, și așteptăm din tot sufletul alte cărți pe care să le pui, să ne le faci cadou frumos, pe cum ai făcut astăzi. E un gest de generozitate care vă caracterizează. În mai multe momente am fost martor acestui gest al domniei voastre în cadrul diverselor manifestări sau colecții de bani sau alte lucruri pe care trebuiau să le facem pentru sprijinirea celor mai triști decât noi. Îți mulțumesc și mă bucur că suntem alături în diverse acțiuni pe care le organizăm pentru popularizarea culturii, literaturii și valorilor noastre naționale. Îți mulțumesc pentru faptul că suntem alături și că ești un om de nădejde. Felicitări din tot sufletul!